Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi o să vorbim puțin despre scorțișoară, cum ne poate ajuta în grădinile noastre, dar mai întâi de toate nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumim foarte mult. Dacă ești nou pe acest canal, te poți abona, este total gratuit, activează și clopoțelul ca să fii notificat de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Și vreau să vă spun despre scorțișoara. Acest condiment provine din Sri Lanka și se obține din arborele cu același nume, scorțișor. Această plantă are proprietăți incredibile pentru sănătate, frumusețe, pentru plantele din grădina noastră, dar și cele de ghiveci, și mai este folosită și pentru persoanele care suferă de diabet. Pulberea de scorțișoară ne ajută în rezolvarea diferitelor probleme apărute în grădină și acestea ar fi în eliminarea ciupercilor, dar și a insectelor. Protejează răsadurile, dar ajută și plantele la vindecare diferitelor leziuni apărute accidental sau prin anumite operațiuni și acestea ar fi copilitul sau îndepărtatul frunzelor bătrâne. Oferă protecție împotriva insectelor, deci o putem folosi și ca insecticid. Putem folosi pudră, batoane sau ulei, punem în jurul plantelor, iar acestea vor dispărea în scurt timp. Pentru eliminarea ciupercilor nu trebuie decât să aplicăm puțină pudră de scorțișoară pe acesta, fie pe plantă sau pe sol. Semințele și răsadurile pot fi afectate de boli fungice, iar pentru a evita această neplăcere, să zic așa, puteți adăuga scorțișoară în pământ sau în îngrășământul pe care îl utilizați. Dacă vreți să plantați butași, nu utilizați chimicale pentru a stimula înrădăcinarea, aplicați puțină scorțișoară pe tijele acestora înainte de plantare. Dacă vă doriți butași cât mai sănătoși, folosiți această rețetă. O lingură de scorțișoară, adică echivalentul la 10 grame, 2 pastile de aspirină pisate și 500 de ml de apă. Se lasă 12 ore așa, după care se strecoară, iar înainte de plantarea butașilor îi vom lăsa 2 ore la înmuiat în această soluție, după care îi putem planta în mod obișnuit. Scorțișoara stimulează creșterea rădăcinilor, iar aspirina este un fungicid natural care ajută la creșterea imunității plantelor. După copilirea plantelor, pentru închiderea leziunilor, aplicați puțină scorțișoară sau soluție pe bază de lapte. Soluția folosită ca și fungicid pe bază de scorțișoară se prepară astfel. 2 lingurițe de scorțișoară la 500 de ml de apă. O lăsăm așa peste noapte, a doua zi strecurăm soluția, o punem într-un pulverizator și putem aplica pe plantele noastre. Este foarte bună, este naturală, ajută în eliminarea fungilor și a insectelor totodată. Noi vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Nu uitați acolo de un like, un share, un subscribe. Puteți să intrați și pe pagina noastră de Facebook Grădinărim cu Dani și Cori, acolo unde puteți pune poze cu diferitele afecțiuni pe care le aveți în cultura dumneavoastră. Ei bine, noi vă mulțumim frumos. Vă pupăm. Weekend minunat. La revedere. Mulțumim, la revedere. We'll be right back.